frumoasă aici. Iată că astăzi dăm startul celei de-a 8-a ediții a Târgului Toamnei. Acest târg este organizat, așa cum știți, de către Asociația de Părinți a Școlii Regina Elisabeta, împreună cu Școala Regina Elisabeta și cu Primăria Municipiului Rădăuți. După cum știm cu toții, acest eveniment trebuia să aibă loc mâine. Și faptul că eu vă văd aici atât de mulți, atât de frumoși și atât de bine organizați, înseamnă că suntem în continuare cei de la Regina Elisabeta o forță și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Știu că nu v-a fost ușor, dar iată ce zi frumoasă avem. Am alături de mine, și de o parte și de alta, pe domnul primar Bogdan Loghen și pe doamna director Maria Telișcă. Sunt astăzi aici în dublu rol, și de părinte, și de reprezentanța ai organizatorilor. Și am să dau cuvântul doamnei director Maria Telișcă. Iată-ne la o nouă ediție a acestui târg, acestui eveniment, devenit tradiție a școlii noastre, cu oameni care sunt prezenți încă de la prima ediție din 2014, cu oameni care s-au alăturat pe parcurs și care au rămas alături de noi, ceea ce demonstrează amprenta pe care o lasă școala noastră, nu doar în mintea, ci și în sufletul celor care trec prin ea, atât ca părinți, cât și ca elevi. Mulțumesc tuturor pentru această participare în număr mare. Vedeți că am făcut de data aceasta noi toți ca să țină și anul acesta vremea cu noi. Vreau să vă mulțumesc tuturor, părinților, elevilor, colegilor mei, domnului primar pentru toată susținerea pe care a avut-o și haideți să avem un timp frumos, cu distracție, cu voie bună, cum doar noi cei de la Regina Elisabeta știm să petrecem. Am să dau cuvântul și sprijinului nostru pentru această activitate și nu doar pentru această activitate, domnului primar al municipiului Rădăuți, domnul Bogdan Loghen. Mulțumesc foarte mult, voi fi extrem de scurt pentru că ceea ce văd în jur este mai mult decât mi-am dorit vreodată. Vremea este extraordinară și mă bucur că am reușit să decalăm acest eveniment. Mă bucur foarte mult că am avut inițiativa și împreună, după ce ne-am sfătuit cu această formație extraordinară, să mutăm locația aici pentru că dincolo la Umbreluțe era mult prea neîncăpător față de ce vedem astăzi aici. Vreau să urez succes, să mulțumesc tuturor pentru participare și să dea Dumnezeu să ne vedem la cât mai mulți ani în astfel de evenimente minunate. Felicitări și dumneavoastră, doamnă director, felicitări Anca pentru tot sufletul pe care îl pui și să știți că nu suntem indiferenți când vedem ce lucruri minunate se întâmplă la școala dumneavoastră. Succes și noi vă vom fi mereu aproape.